este partea cea mai importantă a lui. Hai că testul s-a terminat. Să vedem rezultatele. Scorul total, aproape 4 stele, un scor total de 5752. Hai să-l și adăugăm. P4i, 5759, mi-a recunoscut sistemul de operare Ice Cream Sandwich 404, procesorul de 1001 MHz. Și prin comparație, hai să vedem cum se descurcă. Ranking. Hai să ne uităm în listă, va trebui să ajungem ceva mai jos. Device-ul nostru nu este o tabletă, ci are un scor de 5500 față de S3 care face 15000, însă în experiența mea de utilizare, v-am spus, mi se pare cel puțin la fel de fluid. Evident are și un ecran mai mic, asta nu e un ecran HD, însă cam așa arată scorul lui. O să mă mai uit să vedem și pe net, să vedem dacă reușesc să obțin mai multe comparații și cu alte produse. M-ar interesa, să exemplu, o comparație cu S2. Nu știu sigur cât are S2-ul. Așa. În zona de 5000 se bate cu LG Optimus 3D, Motorola Atrix, Asus Transformer, HTC Sensation și așa mai departe, Motorola Zoom. Deci aici este, într-o galerie destul de interesantă, cu numere destul de importante, inclusiv tablete. Așadar, și ca performanță, iată că avem cum să-l comparăm și pe un grafic, este sub Galaxy Note, dar peste LG Optimus 2X, peste Amazon Kindle Fire, peste HTC Evo 3D, Google Nexus S, Samsung Galaxy S, mult mai bun. Din punctul de vedere, iată, aproape la dublu față de un Galaxy S, dar nu am o comparație cu Galaxy S2 în acest benchmark. Poate mai faceți voi și altele, o să mă mai uit și pe internet pe alte lucruri. Cam acesta este telefonul. Din punctul meu de vedere, o experiență de utilizare completă, tot ce ai putea să ai nevoie pentru un utilizator obișnuit, două SIM-uri, dual SIM, dual standby, baterie mare, un telefon arătos, siglă mică pe spate ca să nu te simți jenat, dar de acum nu mai ai de ce să te simți jenat când ai un telefon românesc. Recomandarea mea este să-l încercați și de ce nu să vi-l cumpărați dacă aveți nevoie de mai mult de două SIM-uri. Eu cred că îl voi folosi în perioada următoare. Cam atât despre AllView P4 Duo. Mai multe informații pe blog. Nu uitați să dați like, tweet sau share. Ne vedem și pe Facebook și pe Twitter și pe Google+. Până data viitoare, numai bine!